Să ne întoarcem, Petrescu, cum de l-ați ratat? L-ați vrut, l-ați ratat. Am vrut și Gică Popescu l-a reprezentat. Uh-huh. M-a explicat, avea, mă rog, o serie întreagă de condiții, toate erau, cum se spune, rezolvate din punctul meu de vedere, dar ales, nu știu, a fost alegerea lui, sportul studențesc la vremea aceea. Uh-huh. Și după ce, mă rog, a fost ce a fost. Era la început, eu de la Dan Petrescu, da, indiferent să spune despre el, e un antrenor foarte bun și adună puncte. Dacă joci spectaculos, sunt mulți savanți în fotbal românesc, mă rog, folosesc termenii ăștia care nu prea le înțeleg sensul, poți să discuți, dar Dan Petrescu vrei rezultate, nu? Și la Națională. Nu joci frumos, dar câștigi cu 1-0. Ce este? Iei punctele, nu? Uh-huh. Frumusețea e, cum spune, e trecătoare. Dar ceea ce rămâne rezultatul. O, ce frumos am jucat, am luat bătaie, am jucat frumos, am luat bătaie. No. Dan Petrescu e 2-3 lucruri care le face la perfecție. Deci, faza de apărare. Ceea ce nu-l înțeleg și nu-i înțeleg, păi el nu-l înțeleg. Nu știu, de ani de zile n-au avut un portar afară de Arlauskis? Da, poftiți? De Arlauskis. Afară de restul n-a avut pentru a juca acolo unde vor ei. Da, e treaba lor. Eu mi-am spus doar o părere. Uh-huh. N-au avut, dacă aveau și portar, și Zagreb, și multe meciuri, și în Elveția, dacă vă amintiți. Da. Cu Bălgrădean? Nu, dacă vă amintiți faze, dar n-a avut decât un singur portar. Restul nu, n-a mai Bălgrădean neapărat. Da? Asta e problema lor și bucătăria lor, nu mă amestec eu. Dar așa, spun o părere, dacă Dan Petrescu este de departe cel mai bun antrenor care îl are România acum.